În ziua votului, la nivelul județului Hunedoara, au fost făcute 34 de sesizări către Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara cu privire la comiterea unor posibile contravenții sau infracțiuni în legătură cu procesul electoral. Dintre acestea, 16 sesizări nu s-au confirmat, iar 3 sunt în curs de verificare. În data de 9 iunie 2024 au fost înregistrate 34 de sesizări cu privire la săvârșirea unor posibile contravenții sau infracțiuni în legătură cu procesul electoral. Dintre aceștia, 16 sesizări nu s-au confirmat, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din total, iar 3 sunt în curs de verificare. De asemenea, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale și au fost întocmite 8 dosare de cercetare penală cu privire la posibile infracțiuni. Cele 7 sancțiuni contravenționale au însemnat amenzi în valoare totală de 5.200 de lei. Totodată, oamenii legii au întocmit și 8 dosare penale cu privire la posibile infracțiuni de lovire sau alte violențe, amenințare, furt, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și fraudă la vot.